ziua, bună ziua, bine ați venit! Facem săpunul cu salvie. Deci aceasta este planta de salvie. Da? Aceasta este planta. Eu am făcut infuzie din aici. Infuzie. Ieri am făcut. Am pus la 500 de apă. Am pus așa cam o mână de frunze. Așa, și le-am rupt bine, 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 bine și l-am sfârmat. Așa, și o să avem nevoie de 300 de infuze de salvie. Aici am uleiul de salvie făcut cu voi indirect. Așa, și am să pun și de aici. O să mai avem nevoie de 130 de sodă caustică. Eu spun la un kilogram. Și ulei. Un kilogram de ulei de măsline. Și 40 de grame de ceară. De albine. Vedeți? Ceară. Dacă ați ști ce frumos miroase. Așa. Săpunul este acesta. Ia uitați. Așa. Vom pune infuzia noastră peste soda caustică. Și așteptăm să se topească. Așa. Și așteptăm să se topească. Vedeți? Ia uitați. Încet, încet. Aici am să amestec și ceara noastră, puțin, puțin s-a topit, vedeți? Așa. Oricum se topește când punem soda. Aici avem ceara și o să punem peste. Aici. Am să pun aici conținutul nostru de soda. Așteptăm, s-a topit și acum să adăugăm uleiul peste soda caustică. Eu mi-am pregătit aceste forme din silicon. Sunt de la prăjituri, că eu nu le mai folosesc. Așa. Și acum, o să adăugăm uleiul nostru cu ceara peste. Să vedem ce iese. Acum este gata. Așa, iată-ți. Punem așa în forme. Deja a început să se îngroașe. Este ca o smântânică groasă, groasă. Deci mi-au ieșit 5 săpunele. Mâine o să-l scot din forme. Să punem din forme. Îl avem aici în aceste forme, vedeți? Și-l scoatem. Scoatem așa încet. Ia uitați. Și-l lăsăm circa 40-60 de zile să se usuce. Și după aceea îl putem folosi. Și-l scoatem așa din formă, încet, cu mare, mare grijă. Așa. Așa. Sunt așa. Iată-ți. Să-l scoatem și pe acesta. Vedeți cum iese din formă? Așa. Scoatem și pe ultimul. Și marginile acestea le putem da jos, care sunt aici. Așa. Și cu un cuțitaș putem finisa. Acum cât este moale. Cât este moale, că este crud. Acesta este uscat.
Și acesta este crud. Se vede. Așa.